prindă de radar. Să prindă de radar, da. Da, mai vreți să ne spuneți ceva, domnul Radu, în concluzie, așa? Ai boală pe mine? Acum ce să mai e? Vă așteptăm să veniți cum... Mâine seară! Vă salutăm și... Ce să mai e? Bine, mersi mult de tot. Vă pupăm și noi și salutăm tot orașul Buzău. Domnul Serghei, multă sănătate și doamna Mara. Mulțumim tare mult, numai bine. Domnul Iuga, nu te mai lua de telespectator și lasă-l, te rog, pe Alin să te povestească. Să las microfonul și are la valiere. Eu am la valiere, domnul Iuga. Ce a fost acolo? Aș vrea să ne zică Alin și cred că și Serghei ar vrea. Mă, prima închidere, cum a fost? Similar? Prima închidere... Nu știe, mă, era în 2003, în urma emisiunii în care l-a avut invitat pe domnul Vadim Tudor, s-au discutat niște subiecte care nu și-au deranjat mai mult sau mai puțin conducerea. Deci, politice sau... Mineriada. Deci subiectul a fost mineriada. Unul din subiectele care au fost dezbătute într-o emisiune la Dan Diaconescu Direct a fost invitat domnul Vadim Tudor, care a venit cu niște casete, cu niște înregistrări, cine ar fi fost vinovați, cine ar fi coordonat, la ordinul cui s-ar fi făcut și s-ar fi petrecut evenimentele respective. Oricum, cert este faptul că a doua zi Consiliul Național Audiovizualului s-a întâlnit în ședință de urgență și s-a suspendat licența OTV-ului. Și că vă auzeam... decedat. Nu, peste 3 luni, cred că peste 3 luni Ralu Filip, peste 3 luni Ralu Filip a devenit președintele Consiliului CNA-ului, asta drept recompensă, Dumnezeu să-l ierte, eu n-am nimic. A murit în 2007. A murit în 2007, exact. Pe vremea aia președinte. Băi, dar e, băi, Doru, pentru tu l-ai cunoscut pe omul ăla, era un om extraordinar, Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l odihnească, eu nu am aceeași părere, nu sunt împărtășit cu părerea, dar în sfârșit, e mort și nu mai mă interesează. Nu e, nu. Nu, atunci în Consiliul Național Audiovizual era domnul Răzvan Popescu, era domnul Cornel Mircea Diaconu, care a și votat împotrivă, chiar a fost unul dintre cei care aveau așa foarte vehementă. Cristina Trepcea, da, Dan Grigore, în sfârșit. Eu eram reprezentat, eu eram reprezentat OTV-ul la CNA și eu... Și ce te-au zis când ai fost acolo? Dar nu, nici nu ne-au zis. Am fost eu, a fost Lazarus, pentru că era directorul de marketing, și noi doi am fost exact ca să vedem ce se întâmplă. Nu ne-au luat, singurul care a stat de vorbă Magiarul, cu noi. Magiarul, da. Magiarul era președintele. Toată echipa. Nu mai țin minte oricum, cele reprezentative, da. Deci cei mai vehemenți au fost Ralu Filip, Mircea Diaconu, în sfârșit, împotriva sau... da, împotriva. Dan Grigore, cel care Magiarul, bineînțeles, era președintele, așa. Cel care a votat paremise pentru noi a fost Răzvan Popescu, care ulterior a devenit și președinte, așa. Trepcea, în sfârșit. Da, dar n-au discutat cu noi, nu n-am putut să... Ați urmărit emisiunea azi de Ziua Alo. Alo. Pe cum să știu zic alo. 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 Da, bună seara. Da, bună seara. Bună seara, domnul Serghei, bună seara și tuturor invitațiilor dumneavoastră. Mersi. Domnul Serghei, uitați care este treaba. Aș avea și o întrebare așa, cu domnul Iuga, ce am și în seara asta. Mie mi se pare, cum a spus, că a luat medicamente, a avut operații, Dumnezeu să-i dea sănătate, să-l ajute Dumnezeu. Dar pe bune, mi se pare puțin ieșit din comun. Deci eu cunosc acest om și în seara asta mi se pare puțin ieșit din comun. Nu știu starea lui, în fine, să dea Dumnezeu sănătate, să fie sănătos și toate cele bune. În legătură cu un subiect așa de așa, cu OTV-ul, nu? Că pe-aia mă ușor. Băi, Doru! Vorbește un om, Doru! Eu v-am cunoscut de la Diaconescu, pe doamna am cunoscut-o tot la Diaconescu, pe unitatea dumneavoastră tot la Diaconescu. Nu știu, de ce ne susțineți așa mai mult, să luptați tot împreună, să faceți ceva cu omul ăsta, până la urmă? Știți cum e? O bușie nu vine. O bușie să ajute lumea, să facă ceva. Eu mă gândesc că m-aș bucura să fie, să ajungă și eu cu partidul lui. Poate o fi hot, poate nu o fi hot, nu știu, dar măcar după 20 de ani toți ăștia n-ai de la o parte și vine altul. Și dacă și ăsta fură, dau și pe ăsta la o parte, dar nu mă înfură de atâția în toți ani. Să vedeți ce vreau să spun. Da, noi îl susținem, domnul Marius, înțeleg că sunteți timișorean. Mai mult decât noi n-avem pârghile să facem, mână. Nu suntem nici ce justiție și cu nimic. Ia stați o secundă. Oamenii turmezi la altă parte, te-am văzut acolo altfel și acum te văd altfel. Dialoghează Doru Iuga cu dumneavoastră, domnul Marius. Cu ce v-am supărat în această seară? Domnul Marius, domnul Iuga îl cunosc. Am respectul față de el, l-am văzut, îl cunosc parte în parte, dar nu-l cunosc, primul, rămân traumatizat cum îl văd, cum arată în seara asta. Deci, asta cu parte în parte sună dubios. Mă lasă fără cuvinte și îi respect foarte mult, de aia spun că mi se pare ceva ieșit din comun.
Nu vreau să facem tantan. Stați puțin, suntem supuși unor legi. Cu ce v-am... Mi se pare așa, ești în comun. Cu ce? Să-i dea Dumnezeu sănătate, jos pălăria față de el. Da, vorbim de emisiune acum. Da, vă întreabă cu ce a greșit, adică asta. Cu ce am greșit față de dumneavoastră, domnul... Marius. Ce v-a deranjat exact la Doru? Ce mă deranjează? Păi felul lui comportament, pentru că nu este așa, doamnă, nu este așa. Adică, măi, eu mă aud la microfonul ăsta. Se aude, adică, îl auzi și pe Doru? Adică, te spui eu, că te-a văzut în alte serii alt om și acum... Mulțumesc. Deci, domnul Marius din Timișoara, cu ce v-am supărat eu concret? Domne, eu te respect foarte mult pe tine. Și eu mă respect la fel de mult, dar cu ce v-am supărat? Argumente. Noi ne-am văzut de atâtea ori, am mai stat la un știi, tale alea. Dar comportamentul tău din această seară m-a lăsat fără cuvinte. Deci te rog frumos să mă crezi, eu te respect foarte mult, am stat de vorbă. Eu te știam un om cu mintea la cap. Bun, zic, în seara asta m-ai dezamăgit total. În fine, nu mă interesează, nu vreau să iei nimic rău. Dar în seara asta sunt o poșnică, că restul serilor sunt un om ok, nu? Asta spune două ore. În realitate ești un om ok, n-am zis pălăria. Da, îl cunoașteți în realitate, ei, înțeleg, da? A spus că are, că are o părere foarte bună și acum... Am fost la București de atâtea ori, nu avem niște prieteni în comun, deci îl cunosc niște prieteni ce avem în comun. Am înțeles. Am înțeles. Mă scuzați, în seara asta am o mică scăpare. Sper să mă iertați și vă iubesc pe toți la fel cum m-ați iubit și pe voi până acum. Așa, l-am văzut ce vorbea și vreau să iau într-un fel apărarea. Poate într-adevăr omul de la pastile, de la nu știu ce, să nu creadă lumea că e chiar, pentru că e un om ok până la urmă. Nu zic că lumea atât de... Nu, haideți că, bref, domnul Marius, Doru v-a înțeles foarte bine, noi v-am înțeles foarte bine care e ideea dumneavoastră. Nu, Doru... Mai atras de pe o sticluță, mai se bea, mai se distra oamenii, asta e treaba dumneavoastră, bine că v-ați simțit ok, nu știu ce. Dar nu cred că le-ați lăsat și dumneavoastră în starea, dacă ar fi în starea de prietate, să intre... Nu este în stare de... Ia stai-mă într-un picior, te rog. Ia, facem proba, eu nu mi-am dat seama că e... Ia, stai, du-ți mâna la nas. Mâna la nas. Ia, du-ți mâna dreaptă pe vârful nasului, te rog. Du-ți mâna dreaptă pe vârful nasului. Dreaptă! Nu, n-am băut. Nu, domnul, am trecut proba de... Ce să, ați văzut, stă într-un picior și a dus mâna la nas? Mă, da, și dacă culege și cerește din copacul din spate, domnul Marius, ia stați un pic. Domnul Marius, vreți să mai facă vreun test? Serios, ce-l puneți pe asta să facă? Podul de sus, roata, cauciucul? Nu mai văd cum se descurcă, dar nu... Ce să facă? Să-i aduc o gazică, domnișoară, să văd cum o abordează. Mai. Păi el nu abordează domnișoare. Ce tu spui asta? Păi nu, dar se știe treaba asta. Nu, mă gândiceam la domnul Doru. Bine, haideți. Dacă ar fi aș aduce o domnișoară să iasă cu ea la un suc, să se simtă bine, vorba vine acum, n-am înțeles. Ies cu Mara în seara asta la 7 șprițuri. O seară excelentă. Poți să închiși o telefon la cuiva? Doamne, mâncați asta. Mă, fraților. Domnul, stai că mai zice ceva, domnul. Ia. M-auziți? În concluzie, domnul Marius, vă rog. Numai puțin la domnul Doru, mă aude domnul Doru? Da, mă aude excelent, dați-i, da. Să-i dea Dumnezeu sănătate, domnule. Auzi, nici microfonul nu mai pune la gură. O să vorbească, mă, dacă vrei să vorbească. Vă spun că o să ne întâlnim cu siguranță noi și o să vă spun cine sunt cu adevărat, că dumneavoastră mă cunoașteți. Și o să stăm iar la un par de vodă, cum a stat noi mai demult, acum două luni și ceva, cred, sau o lună, nu mai știu exact. Deci nu sunteți Marius din Timișoara. Și să te văd din nou pe ecrane, să te văd din nou la televizor. Deci, domnul Marius, nu sunteți Marius din Timișoara. Sunteți altcineva. E Marius din București. Din Timișoara, dar zic că umblu mai mult din București, că am treabă. Am înțeles. Bine. În regulă, mulțumim mult de telefon, o seară bună. Mulțumim foarte mult. Aici la Timișoara să vină, că și am un restaurant și l-aștept să vină aici să mâncăm și la mine la restaurant. Și respect mare pentru el și pentru dumneavoastră, ce să zic. Asta este și în concluzie, ce aș mai avea de spus e... Domne, și cu Diaconescu ăsta, ce să vă zic, eu am respect între el, până la urmă, acum nu știu dacă umblă cu mișmații sau nu umblă, dar eu aș fi fericit măcar să-i mai dau pe ăștia ce au fost atâția ani la putere, vorbim de partidul lui, păi de la o parte, să vină altul și să-i în legătură cu televiziunea lui, mie nu mi se pare corect, în moment ce eu să fiu televiziunea, deci cum a avut-o TV-ul, nu?
așteaptă bani de la DNA, că toată lumea zice, domnule, de ce nu a avut atâți bani, a ieșit cu bani, de ce nu a plătit amenda? Păi, domnule, cum să plătească amenda dacă el a plătit-o de atâția ori și își vrea banii înapoi? Mie mi se pare ceva, nu știu, a putea omul să-și plătească amenda frumos, să-și dea banii și să neagă televiziunea. Dar nu credeți că și el s-a săturat de atâtea, șmecherii în țara asta, de atâtea, tot e omul fraier să plătească, să plătim și noi taxe și plătim toate alea? Păi, somnul, lasă-mă, nu mai sunt la televizor, nicio problemă, dar nici nu mai plătesc nicio amendă. În moment ce el are de luat bani de la stat. Așa simt că și eu să moară mama cu bani, trebuie să iau și eu de la stat. Da. Auzi, cum să mă rămân? În regulă. Deci, pe bune, mie îi dau dreptate la omul ăsta, e treaba lui, nu că trăiește, o trăiește poate la început în televiziune, la un moment dat omul ăsta are banii lui, nu cred că acum televiziunea asta îl mai ține să-și trăiască pâinea de azi pe mâine, că el la banul care are ajunge pâine pe toată viața să mânce. Păi, dar de unde știi tu ce bani are Dan? Ia spune-mi o secundă, auzi? Amenda. Domnul Marius, mă ascultați? Și-a câștigat și vrea bani înapoi de la CNA și nu-i dă bani. Domnul Marius, Dan Diaconescu n-a cerut nicio sumă de bani înapoi de la CNA. De unde știi tu ce bani are Dan Diaconescu? Doamne, câte amenzi au plătit Diaconescu la CNA? Nu te-am întrebat următorul lucru. De unde știi tu ce bani are Dan Diaconescu? E greu. După știu. Mașini, mă. Iartă-mă că. Vreți mai... să vă spun și istoricul mașinilor? Da. Da, vă zic istoricul mașinilor. În regulă, bine, domnul Marius, mulțumim mult de telefon. Nu, gata, Doru. Marius, mulțumim frumos. Domnul Marius a spus părerea și asta e. Fiecare are voie să spună părerea, mă. Dar tu ce spui părerea ta? Tu de ce spui părerea? Și ce o știu? Dar nu mai trebuie să zici și tu. Uite, poftim că-ți mai avem. Sergei, stă-te în curoște! Uite, o să-mi trebuie, uite, o să-ți știi tu. Bă, sunt cu domnul. Bă, faci cum a făcut istoricul ăla cu mine. Niște criminali. Pe ce se discutăm atunci, bă? Unul are opinie, argumente. Niște? Pe așa zice ăla, n-am putea discuta altceva nimic. Am fost invitat la o emisiune, normal, despre trecut, despre asta. Și eu încercam să spun niște chestii. Și el umflat așa, îl cheamă Niculescu, ca și un Niculescu, n-are importanță ca pe mine. Istoric, era venit de afară, cu mare titan al gândirii. Și fraza lui a fost, nu discut, niște criminali. Dom'le, pe atunci a spus și eu. Nu sunt criminal, plecăm acasă, nu? Hai să avem argumente. Și fiecare să poată să spună ce vrea, nu? Exact. Pentru că dacă spun... Vă fac istoricul. Păi nu poți să faci și un istoric. Nu crezi că interesează istoricul. Zic cu mașinile, mă interesează mai mult. Te simt un trebuie. Tu ai zis că știi istoricul. Îi zic exact. Zi. Ce vreți să vă zic? Istoricul mașinilor. Totul este pe leasing. N-are nicio proprietate, nicio mașină de-a lui. Că și asta eu te poți dai pe leasing, nu e a lui. Până la urmă, nu se dea banii. Pe leasing, ce pe leasing? Se bă gratis. Leasingul este pe Ocram. Și ce contează? Dar dă cineva banii aia. Păi adevărat, păi dar nu ce? El. Mă, că spuneți prostia asta, pe leasing e cea mai creditate, cum nu e a meu? Eu dau niște rate. Pe leasing e mai nasol că o plătesc o dată și jumate. Și plătești dobânda, exact. Și, vezi? Deci voi când spuneți că e pe leasing, nu-l apărați. Că numai, toți fraierii spun asta, nu mai e pe leasing. Pe leasing te costă o dată și jumate. Băi, v-a spus plătești chiar mai mult, doar că plătești în timp. În timp și ușurează, dar mai mult. Plătești, fraier. Deci cu chestia cu leasing-ul nu, e prost, mai bine spune a da bani jos. N-a dat niciun ban. Că pe leasing e mai scump. Nu dai niciun ban în leasing, stai tu nu știi, noțiunea leasing-ului. Nu plătește firma, dar tot din banii lui, tot din plătește dividendele lui sau din profitul pe care îl are, că nu poate să justifice. Adică nu vin eu cu tine, domne, bună ziua, vrei să plătim mașina lui Sorinel, să-i plătim leasing-ul lui Sorinel, nu? Nu și-a depus garanție pentru asta, că avem obții leasing. Nu obții leasing-ul, cum? E logic. Cum obții leasing-ul, dacă nu ai garanții și nu poate? Din public putea să ne convingă mult mai mult. Ascultați-mă o secundă. Amalia din public, cine e Amalia? Avocata. Da. Amalia din public nu vrea să vină. Nu vrea să intre, da. Lăsați-o. Haideți să tragem ca o și concluzie din partea... mai avem o oră. Hai, doar zi. Concluzia da, la și o concluzie că tu poți să te duci, să te cuși pe canapea acolo. Nu. Eu să... Adică mă dai afară. Nu. Vrei să tragi concluzia acum. Nu. Ai tu o variantă, ori tragi concluzia, ori tragi apa. Din punct de vedere, să știți că...
Dorele, spune, hai, nu, nu, dacă eu am la variere, spune, nu. Zine, mă, Dorele. Concluzionează la ceea ce spune. Dorele, Dorele! Mă, că mai am până. Dorele! Mă, Dorele, să moară mama în pedeapsă. Zi-te-o pe concluzia, că suntem nervoși cu nervii, nene. Deci, viața-i cei pe leasing-ul meu. A, uite-te, zi concluzia. O trag la 1 fără 5. Zi concluzia acum. Jur că o trag la 1 fără 5. Zi, mă, concluzia. Lasă-mi, am o altă întrebare pentru oameni care nu trag concluzia.